Ion Cristoiu subliniere tie care va fi soarta Laurei Codruca Kövesi, ce va face Klaus Iohannis. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea subliniere Feidna, Laura Codruca Kövesi. Presublinierea Klaus Iohannis a spus ce urmează să anunce decizia sa, dar s-a pronuncat deja subliniere i-a spus ce o sprijin pe Kövesi. Jurnalistul Ion Cristoiu e de părere ce președintele Klaus Iohannis nu va revoca pe Feidna. Iohannis nu va revoca pe Kövesi. O revocare presupune o bătaie de cap. Nu va fi prins ce principalul program politic al domnului președinte este să nu ai bătăi de cap? Dacă o revoc înseamnă să se duc să stea de vorb cu Tefeliti, să meargă pe la televizor. Indiferent ce o revoc sau nu este obligatorie intervenția de tip constituțional. Problema aceasta a rolului președintelui. Dacă o revoc, Curtea Constituțională trebuie să se pronune care este rolul constituțional al președintelui. Trebuie clarificat acum de Curtea Constituțională printr-o decizie dacă președintele semnează ca primarul, cum spun unii, sau dacă președintele are drept de veto, a spus Cristoiu în direct la Antena 3.